Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine te-am găsit alături de tine. Ce se întâmplă cu viața minorului a cărui părinți divorțează? Cine decide viitorul acestuia? Părinții? Avocatul? Judecătorul? Și mai apoi, oare cine este răspunzător pentru consecințele acestor decizii? Răspunde avocata Nora Drulea în câteva momente. În cea de-a doua parte o avem pe Sabina Georgescu, fashion designer, care ne spune cum putem să ne organizăm garderoba acum că a venit toamna. Ați văzut deja plouă, e momentul să scoatem hainele groase de la naftalină. Ea ne va spune ce se poartă, ce nu se poartă și cum putem să ne îmbrăcăm gros, dar să arătăm și bine. Numele meu este Alina Iloi Mureșan și te invit ca și în această seară să lași întrebările tale intrând pe Facebook sau YouTube A7 TV. Trăiește viitorul la alături de tine! Am revenit în platou, dragii mei, și iată că începem în această seară cu un subiect foarte, foarte important, serios, și sunt convinsă că vom învăța foarte multe. De altfel, invitata noastră așa ne-a și obișnuit. Bună seara, Nora! Bună seara, domnișoară! Bună seara, doamnă, domnișoară! Da, aveți aliură de domnișoară. Cred că în a doua parte a emisiunii vă veți încadra mult mai bine. Îți mulțumesc! Vezi, pot să fiu și eu prezentator al... Da, da. Ei, nici nu m-am îndoit niciodată. Chiar foarte bine te descurci. Da. Uite, și subiectul din această seară este propus chiar de către tine și mi-a plăcut foarte mult. Este un subiect foarte, foarte bun și actual. Este un semnal de alarmă. Pe parcursul proceselor pe care le-am avut în ultima perioadă, efectiv, era un semnal de alarmă și am pus mâna pe telefon să-l sun pe producătorul emisiunii tale să cert pe cineva. Nu știu pe cine. Cine se simte certat la momentul acesta la care mă vede? Cine se simte cumva tras de ureche sau oarecum atenționat pentru ceea ce face? Ar fi bine să ia notițe. Aș vrea să trag la răspundere sau să ridic problema adulților. Așa cum ai spus tu în titlul emisiunii, care sunt consecințele deciziilor judecătorilor? Înainte să ajungem la decizii, eu aș vrea să mă raportez puțin la această meserie a judecătorului. Din punctul meu de vedere, după ce am trecut 14 ani prin judecătoriile acestei țări și am împărțit copii și am desfăcut orgolii, mai bine spus, că practic pe ele, orgoliile le scrii pe hârtie, am ajuns la concluzia că în cauzele cu copii, judecătorii ar trebui să fie empatici. Deși empatia nu are treabă cu justiția. În mod normal, un judecător n-ar trebui să fie empatic. Dar trebuie să se facă o excepție, pentru că nu discutăm despre două clădiri, clădirea primăriei și biserica, unde se întâmplă ceva, se dă autorizație de construcție. Nu discutăm despre două societăți comerciale, nu discutăm despre dreptul muncii, un angajator și un angajat, unde lucrurile sunt concrete. Discutăm despre sufletul unor oameni. Mă gândeam acum că dacă ar fi totuși să analizăm, cei mai celebri judecători sunt chiar cei empatici. Da. Sunt seriale făcute pe tema lor. Empatia de cele mai multe ori câștigă. Și vezi tu, dacă toți clienții și toți oamenii se uită la filmele americane și pledoaria avocatului se raportează sau se dă în fața unui juriu. Noi nu avem acel juriu. Deci jurul nostru se rezumă la o singură persoană, la persoana judecătorului. Și acum trebuie să facem profilul psihologic al judecătorului. Dacă este fericit în prezent în viață, dacă este căsătorit, divorțat sau singur, dacă este tânăr sau la a doua tinerețe, la 35-40 de ani, și dacă empatizează cu problema sau cu numărul de dosare pe care el vrea să-l închidă. Deci, știi, e un număr de, ca judecător am făcut atâtea dosare sau ca judecător am avut eficiența aceasta. Și în a doua parte a discuției noastre, că se leagă prima de a doua, este cum știu judecătorii dacă au luat decizia cea bună. Nu există niciun element juridic
sau politic, sau luat prin comisia juridică din Camera Deputaților, astfel încât judecătorul să facă să aibă un feedback sau să facă el o evaluare a propriilor lui sentințe. Eu am decis în dosarul acesta de divorț sau de doi minori cu părinților următorul lucru. Cum știu eu ca judecător? Îmi pasă? Nu le pasă. Și pe asta sunt foarte înverșunată. Pentru că dacă le-ar păsa, s-ar împrumuta unii de la alții. Nu neapărat să copieze sentința, dar cel puțin să împrumute abordarea, să vadă unghiul în care celălalt colega lui de la o altă judecătorie a gândit la fel. Seamănă cauzele între ele. Până la urmă este vorba de dorința copiilor de a sta cu anumiți părinți. Cine aude vocea copiilor? Pentru că eu în fața judecătorului spun, vocea copilului de 6 ani este auzită prin mine. Și totuși eu simt că mă raportez la un zid, mai ales în situațiile în care reprezint tați. Este totuși o discriminare în continuare între tați și mame. I-auzi. Da. Există dictonul, sunt mamă și așa rămâne, indiferent dacă mama este disciplinată sau este haotică, indiferent dacă este excesivă sau severă sau mai puțin severă, mama este mama, punct. Acum, niciodată un judecător nu se va duce în casa unei mame să vadă cum îl crește pe copil și ce face ea efectiv acolo, cum fac teme împreună, cum îl îmbracă, cum discută cu el. Într-un dosar de-al meu am avut martor care spunea, am auzit-o pe mamă în fața blocului țipând la fetiță. Cum poate să știe judecătorul dacă mama aia țipă sau nu țipă? Atâta timp cât în fața instanței ea vine și spune, eu țin foarte mult la copiii mei, eu iubesc, eu n-aș țipa niciodată la copilul meu. Atunci martorul acela efectiv n-a auzit ce trebuia? Adică n-a fost el acolo, nu era la același bloc. Adică ne ducem undeva într-o zonă de paranoia, uh-huh, în care dacă mama cere ceva și tatăl vine și cere altceva, nu-i dau tatălui absolut nimic. Deci nu vreau acum să-mi pun în cap toate femeile care se uită toate mamele femei care se uită în acest moment la televizor și spun, ce avocată ești tu? Avocată care apăr și tații. Sunt tați care au această deschidere spre educare, spre creștere. Poate se înțeleg mai bine cu copiii, dar nu se înțeleg foarte bine cu adultul. Tocmai din cauza asta ei s-au despărțit. Uh-huh. Pentru că felul lui de a-și construi sau de a-și conduce viața este diferit de felul femeii cu care a trăit. Dar educația pe care el o vede pentru el, el vrea să o dea și copilului. În speța de vineri, de exemplu, am avut o situație în care tatăl este un tip foarte, foarte disciplinat, unde el consideră că orele de școală sunt bine puse la punct, după aceea vin activitățile extrașcolare ale copiilor, dansuri, hockey, patinaj și așa mai departe, după care vine relaxarea. Mama consideră că programul acesta disciplinat al tatălui a fost un factor de stres al copiilor. Și bună oară, eu am plus întrebarea doamnei judecător. Dacă dumneavoastră n-ați fi fost disciplinat în această sală de ședință și noi adulții n-am fi ascultat, ca într-o sală de clasă de clasa întâi, dumneavoastră cum v-ați fi condus ședința? Adică disciplina nu face parte din creșterea și educarea noastră. Și atunci, ok, astăzi am primit răspunsul. Copiii se încredințează, domiciliul stă la mamă, programul de vizită, totul e la mamă și la tatăl îi dăm de vineri până duminică. Ce poate tatăl să mai facă de vineri până duminică, în condițiile în care el, 9 ani de zile, în viața fetiței lui, a dus-o la dansuri, pe băiețel l-a dus la volei și s-a ocupat de ei. Și brusc, dintr-o dată, copiii aceia au ieșit acum din acest context. Pe cine trage la răspundere? Cum știe această doamnă judecător, o întreb eu acum, cum știe doamna judecător, care va fi consecința deciziei ei asupra vieții copiilor? Dar nu se mai urmărește cazul, de exemplu, după câteva luni, să zicem, să vedem dacă am luat o decizie bună sau nu. Hai să veniți la o evaluare, știi? Hai să vedem ce mai spuneți. Nu există așa ceva. Nemulțumirea părintelui, care nu poate să-și exercite calitatea lui de părinte, se manifestă printr-un nou proces. Adică la un an de zile distanță sau poate 2 ani de zile sau o jumătate de an să schimb acel lucru arătându-i judecătorul că de la 2 septembrie 2022 până în 5 iunie 2023 lucrurile au mers în direcția aceasta, copilul a avut următoarele evenimente și consecințe. Astăzi, 6 iunie 2023, eu mă adresez instanței cu o nouă cerere de a se schimba ce s-a dat acum 6 luni pentru că nu-i priește copilului. Și judecătorul nu mă
așa învață, prin o nouă acțiune a tatălui sau a părintelui. Da, dar uităm de un factor foarte important, cel puțin mie așa mi se pare, timpul. Știm foarte bine că timpul în viața unui copil este extrem de important. Și este că în câteva luni copilul se poate schimba enorm. Ce se întâmplă poate într-o lună poate să aibă un impact asupra întregii vieți sau a întregilor ani. Nu putem să facem atât de multe teste. Hai să testăm câteva luni să vedem cum va fi. Hai să testăm mai apoi, pentru că din test în test în test, așa va arăta viața copilului care cândva va fi adult. Un test. Și este și obositoare, și pentru părinte, și pentru copil. Acum vorbeam de niște copii de 9 și de 7 și de 9 ani cu care te poți înțelege. Dar am avut o cauză cu o fetiță de 6 ani care îi spunea tatălui așa: doar când o să fiu a ta pe hârtie, eu o să mă duc la mami. Îți dai seama ce exprimare a fetiței. Și atunci și în acel proces există mai multe procese. Multă lume care trece prin asta știe că e un proces de fond și un proces de ordonanță. Și această doamnă judecător a judecat procesul lor de divorț, a stabilit domiciliul acestei fetițe la mamă, cu toate că fetița și-a exprimat dorința de a sta la tată, ea acolo a crescut cu bunicii și așa mai departe. Întâmplarea face ca peste un an de zile să ajungem în cadrul altui proces în fața aceleiași judecătoare. Și spun, analizând după numele de pe sentință, observ că dumneavoastră acum un an ați spus fetița să fie încredințată la mamă. Eu astăzi vă aduc la cunoștință că de la acel moment până acum fetița locuiește la tată. Și reacția judecătorului a fost: cum adică? Nu mi-ați ascultat? Zic, nu, pentru că voința fetiței de 6 ani a fost mai pregnantă de a sta la tată decât a fost decizia dumneavoastră. Tatăl a încercat să o ducă pe fetiță la mamă, de ea a plâns, a răgnit până la epuizare și a spus: leagă-mă de mașină, dar nu mă lăsa aici. Și atunci eu totuși mă întreb, unde este empatia judecătorului? Să-i spui unui judecător care are 20 de ani vechime, care a judecat 11.000 de copii, să-i spui aceste cuvinte și el să spună: copil se duce la mamă? Totuși, eu vreau să-i întreb pe acești judecători: nu au empatie sau nu vor? De ce consideră că mama este acel icon de la care nu pot să mă abat? De ce nu vede calitățile unui tată ca fiind bune? De ce nu aude vocea copilului? Cu toate că, uite, în această situație am putut să-i prezint chiar propria ei decizie și feedback-ul despre care noi vorbim. Cum i l-am prezentat? Printr-o întâmplare, că nu am instrument juridic. Și totuși ea era mirată: dar nu mi-ați ascultat sentința? N-ați dat copilul la mamă? Nu, pentru că nu a vrut fetița. Efectiv, i s-a făcut rău, a început să vomite și a făcut febră când a zis, a vrut să iasă pe ușă și se ținea cu mânuțele de pragul ușii. Deci nici chestia asta nu îl convinge pe un judecător. Dar nu există anumiți psihologi care să analizeze cazul și să stea de vorbă cu copilul, astfel încât să vadă cum e mai bine pentru copil, pentru că peste tot aud interesul suprem al copilului. Da. Interesul suprem al copilului. Dar parcă mi se pare că toată lumea stă de vorbă cu toată lumea, în afară de exact cu cine trebuie, copilul. Copilul. Știi cum e aici cu acest psiholog? Există varianta în care cel care are interes poate să ducă copilul la psiholog. Cel care nu are interes încearcă să saboteze dorința celuilalt părinte. Tu trebuie să propui, tu ca avocat, trebuie să propui judecătorului, da? Și uite, mă refer la domnul din spate care acum îl iau pe post de judecător și spun: domnul președinte, este imperios necesar să dispuneți dumneavoastră din oficiu și să constatați că audierea unui minor în 2-3 ședințe de psihoterapie ar putea să concluzioneze ceea ce noi nu știm astăzi, nici noi avocații și poate nici părinții. Și ar fi bine să dispuneți din oficiu o expertiză psihoemoțională a minorului. Pentru că nu este suficient o singură ședință. Copilul știe că răspunde la niște întrebări. Și atunci el oarecum trebuie să se obișnuiască cu locul, cu persoana, dacă empatizează bine, cu persoana psihologului, dacă este bărbat sau dacă este femeie. Și eu trebuie mai întâi să conving instanța că este bine. Și am parte de momente în care spune instanța: ascultă mai întâi martorii și după aceea vedem dacă este relevant sau nu. Deci în momentul ăla știi clar că nu-l este nu, dar este de fapt împachetat frumos. Dacă partea adversă vine și spune: nu este relevant, copilul trebuie să stea la mamă sau va fi o traumă pentru copil. Care este trauma? Adică la grădiniță stai de vorbă cu o educatoare și te joci și desenezi și nu e nimic traumatizant. Și la psiholog, unde este
un om îmbrăcat civil, care-i trauma? Întreb și eu. Trauma este, de fapt, frica celuilalt părinte de ceea ce ar spune copilul la psiholog. Și atunci, odată, mă lovesc de judecătorul care empatizează sau nu empatizează cu proba mea, pentru că nu e chestie obligatorie, e o chestie pe care eu o propun și el mi-o încuvințează. Dacă el are, dacă judecătorul vrea să mai lucreze sau îi pasă de dosar, zice da, dispunem această expertiză psihoemoțională. Dacă nu, zice, nu spune nu, dar spune vedem relevanța după ce audiem sau luăm alte probe. Mi se pare așa, deci, foarte înțelegi că mă lovesc de niște lucruri, de niște neajunsuri. Societatea și familiile secolului 21 și anului 2022 traversează alte stări emoționale față de stările pe care le traversam noi în 1989, când aveam 5-6 ani. Eu aveam 8 ani în 90, da? Sunt născută din 82, aveam 8 ani atunci. Societatea de atunci era foarte diferită, părinții se înțelegeau altfel, educația pe care ei ne-o dădeau era o educație și disciplinată, dar respectul față de doamna educatoare era mult mai mare, respectul față de bunici era foarte mare, iar părinții cumva făceau o concesie, nu un compromis. Acum, părinții se ceartă foarte mult și des și se ceartă ei între ei, pentru că nu se pot accepta unul pe altul și pe ce se mai ceartă? Pe ceea ce vrea un adult să-i educ, să-i insereze copilului. Pe asta se ceartă ei. Că e mai bună varianta mea decât este a ta. Într-o speță, chiar am întrebat-o pe o mamă, recunoaște că mama a făcut temele cu copiii și de fapt nu l-a învățat pe copil cum să facă exercițiile și a zis da. Când l-am văzut pe copil cum își lua de unghiile și mi-a spus că în prezența tatălui el este foarte anxios și tatăl îl ceartă dacă nu știe să facă teme, am preferat eu să fac tema. Acum judecați voi cei de acasă. Ce a vrut această mamă să facă? Să fie tema făcută ca să se ducă copilul la școală? Sau să scape și ea și copilul? Am făcut tema, asta e. Iată de ce mi se pare foarte important să existe un psiholog de fiecare dată. Dacă ar fi după mine, mai ales când e vorba de un minor și ce mă doare e că de cele mai multe ori, iată, minorul este folosit ca armă, știi? Las că-ți iau eu copilul. Da, lasă da, că da. Te las eu fără copil. Sunt formă de amenințare. Exact. Totul e cu amenințare. Da. Niște arme. Ai furat copilul. Eu văd texte de mesaje între doi părinți care au divorțat, care nu își permit unul altuia sau își sabotează programul de vizit. Ai furat copilul. Da. Uite, expresii. Deci ei nici după divorț n-au avut acel closure, pentru că practic ei prin divorț fac separare de corp, cum se spune în termenii englezi și americani, separare de corp, nu separare de suflete, adică ei încă mai au război cu ei, de multe ori duc războiul dacă și vreo 2-3 ani. Poartă din case diferite. Da. Și împart copilul de la o casă la cealaltă. Da. Deci noi nu avem un fel de finish line. Noi ne ducem la judecător, îi cerem ceva, judecătorul ne dă și acela e un finish line. Dar de fapt până la adevăratul finish line mai sunt vreo 200 de metri. Care sunt consecințele deciziei? De ce nu mi se încuvințează toate probele? Și ceea ce eu cer, de ce nu îi se pare acelui judecător apt? De ce astăzi, încă astăzi, tații nu sunt văzuți ca și niște adulți capabili să educe un copil? Pentru că nu-i convine mamei. Eu undeva cred că sunt niște reminescențe. Te mai iubesc, dar nu ești cu mine. Adică sunt supărări ale adulților și din cauza aceasta femeia oarecum geloasă sau supărată sau frustrată de despărțirea lor, oarecum folosește copilul ca să-l jignească pe tată. E folosit drept armă, dar până la urmă nu știm ce se întâmplă în casa lor, în casa a două persoane care au un copil 2, 3, 4. Tocmai de aceea, iată, nu poți să iei o decizie într-o zi care, într-un fel sau altul, are un impact major asupra 3, 4 vieți, depinde câte persoane sunt implicate acolo, știi? Alina, din punctul meu de vedere, ar fi atât de ușor să ia o decizie dacă l-ar asculta pe copil. Sunt câteva poze pe site-ul meu sau sunt poze pe internet în care vezi copilași care își pun așa mâna la urechi sau îl iau un ursuleț în brațe și stau ascunși într-un colț și le este frică să comunice, să le spună părinților un punct de vedere, o opinie, să le aducă la cunoștință o dorință de a lor, pentru că el, săracul, se gândește în avans ce conflict ar mai putea produce dorința lui. Tu, mami,
eu vreau să stau cu tati, eu vreau să merg la grădina zoologică. Atât îi trebuie mamei să audă. Că este ales el versus ea. Ai influența copilul, i-ai băgat idei în cap. Ce idei poți să-i bagi în cap când săracul vrea să vadă girafa de la grădina zoologică? Și nu ar trebui să fie copilul să se simtă, să fie făcut să se simtă rău pentru că își dorește ceva anume, știi? Noi, adulții, de multe ori avem senzația că putem parcă să și dictăm sentimentele copilului din fața noastră, să impunem ce să simtă, ce să nu simtă, ce să-i placă, da. În funcție de cum avem noi interes, le ignorăm. Da. Dacă îmi convine ce zice copilul, zicem că e deștept. Mm-hmm. Dacă nu zice bine, spunem că n-are discernământ, că e mic și are 6 ani și nu știe el ce vorbește. Da. Dar când îți convine ție, știe ce vorbește. Da, iată... De ce se ceartă părinții? Vezi ce s-a descoperit în pandemie? Și să facem noi acum un finish line pe final de emisiune? Vezi ce s-a descoperit în pandemie? S-au descoperit caracterele. S-au descoperit ignorarea defectelor. Hai să ne căsătorim pe repede înainte. Suntem atrași de o iluzie, de ceea ce celălalt ar fi în ideea mea, dar nu este. Și ei sunt multe ore în aceeași încăpere, în același apartament, au descoperit, de fapt, ceea ce n-au descoperit pe vremea când s-au căsătorit. Pentru că erau pe fugă, pentru că erau la serviciu, pentru că orele de muncă și traficul și vacanțele nu te lasă să stai unul lângă altul. Uh-huh. Dacă ar fi câte o pandemie așa în viața fiecăruia care vrea să se căsătorească, știi? Și așa cum spun preoții de la călugării, de la mănăstiri, mergeți și stați împreună prima dată și după aceea luați decizia de a vă căsători. Dar stați împreună, realmente. Da? Ca să vezi dacă potrivirile, cerculețul cu potriviri, apropo că a început școala și acum copiii învață, nu învață plus și minus, învață mai mic sau mai mare. Dacă cerculețul cu beneficii este mai mare decât cerculețul cu nepotriviri. Pentru că dacă beneficiile sunt mai multe și mai bune, nu neapărat că poți să ascundă nepotrivirile, că și alea trebuie lucrate, dar poate le lucrezi mai ușor pentru că celelalte ascultă. Problema părților și a adulților din ziua de astăzi este că ei nu se ascultă. Ei țipă unul la altul. Ei latră. Ei nu vorbesc. Când vrei să comunici, trebuie să fii foarte calm. Indiferent că ești nervos, trebuie să fii foarte calm. Aici ai nevoie de tărie de caracter, ai nevoie de multe lucruri ca să reușești să fii calm când îți fierbe sufletul. Trebuie să fii calm când ești nervos. Da, da, dar, într-adevăr, dacă ești stăpân pe tine și dacă știi ce vrei și, de asemenea, dacă știi ce este important pentru tine, reușești să fii și calm, din punctul meu de vedere. Mă gândeam acum la, iată ce ai spus tu, că de multe ori oamenii nu se gândesc, că iau decizii în pripă și mă gândeam că cel mai dureros din tot acest aspect este că, tot vorbim de copii, cel mai mult mi se pare că au de suferit ei copiii, pentru că am văzut eu și imagini, dar de multe ori stau și când povestesc despre astfel de lucruri, îmi imaginez așa cum copilul practic aproape e rupt în două, știi? Da. Pentru că el s-ar împărți în două dacă ar putea săracul, s-ar duce și acolo și acolo ar sta, dar iată, e dificil când vezi că unul trage de o mână și celălalt de cealaltă mână fără să mai țină cont că stai puțin că e un om în fața mea, e cel mic pe care ar trebui să-l protejez, să-l iubesc din toată inima și hai să tragem, să vedem care trage mai tare. Cam din păcate de multe ori cât că asta se întâmplă într-o sală de judecată, să vedem care trage mai tare de copil și unde rămâne. Dacă ar trage la propriu de copilaș, ar vedea suferința pe care ei o provoacă, poate că unul dintre ei ar ceda. Însă, ceea ce vreau să menționez este că iubirea părinților nu este discutabilă. Amândoi părinții iubesc. Deci toată lumea iubește. Cert. Copilul iubește ambii părinți își iubesc copilul. Doar că această iubire de copil, de pitic de 5-6 ani, este a tuturor. Este o iubire netraumatizată, netrecută prin depresie, prin suferință. Nu este iubirea adolescentină, prima dragoste din liceu. Nu este iubirea din facultate. Nu este iubirea după primul divorț. Adică tu nu ești călit. Tu împarți iubire către toată lumea. Și atunci, adultul găsește în băiețelul lui și în copilul lui acea iubire necondiționată. Și pe asta se luptă ei, pentru că le place atât de mult iubirea lui Filip, a lui Vlad, a Sofiei, da, a Mariei. Le este dată fără frumoasă. Să facă... Da, da. Da. Și în același timp, odată că primești iubirea lui, primești atenția lui. Deci tu ca femeie nu mai ai soț. Deci nu mai ai atenție, nu mai ai iubire, nu mai ai afecțiune. De unde ți-o iei? De la piticul tău de 5 ani. Pentru că l-ați dă iubire, atenție și niște nervi. Dar când îți pune mânuțele în jurul gâtului,
tu deja ai iubirea pe care nu ai de la soț. E același lucru simte și un tată. Da, mi se pare. Și atunci aici ai lupta pe copil. Cât stau eu? Pentru că și unuia și altuia îi place deopotrivă să meargă și în tabere, îi place deopotrivă să facă și teme, să stea acolo lângă copil pentru că primește acea iubire pe care nu a găsit-o la adult. Un bărbat n-a găsit iubirea la o femeie și nu mai are afecțiune, nu mai are mângâiere, păi nu mai are îmbrățișare. Că există iubire și în cuplu și tot își doresc iubirea copilului. Nu cred că e neapărat doar asta, că te iubesc copilul că nu am primit iubire din altă parte. E, iubești copilul că e al tău. Da, da, e al tău și poți să și cerți, ceva de la tine. Să vezi că poți să și cerți. Dacă încerci un adult, iese cu scântei. Când cerți un copil, ăla săracul... Iese cu scântei. Tot iese cu scântei, credeam. Acolo sunt algeni de scântei. Aici facem schimb, dai mie așa. Ia poftim, hai să spun. Cum e cu copiii care fac scântei, te rog. Avem ce discuta, mai stăm încă o oră jumătate să vezi și acolo e scântei. Da, urmează acum să faceți, ce să zic, să faceți outfiturile cu următoarea invitată, da, da. Să faceți outfiturile copiilor de la școală. Uite, alte scântei, că nu mai sunt uniforme la modă și atunci, uite ce frumos am făcut trece către următoarea invitată. Nu vrei să știi. Outfiturile toamne în clasa întâi. De cu seara și le alege. Deja mă anunță și îl las, că știu că dacă nu dimineața întârzie. Dacă nu o să fie cu scântei. Dacă o să fie cu scântei. Acolo scânteii sunt deși când vine vorba. Dar iată, într-adevăr, mai facem și haz de necaz, dar într-adevăr, gândindu-ne la faptul că în fața noastră, într-o sală de judecată, într-o cameră, într-o încăpere, stă un suflet de om. Un copil sau doi, trei, câți copii are acel cuplu care nu au încă puterea de decizie pentru ei, care la vârsta maturității vor fi afectați de ceea ce decid alții pentru ei. Că tot spuneam la începutul acestei emisiuni, cine decide pentru acești copii? Cine își asumă această responsabilitate de a trasa viitorul copilului, de a trasa traiectoria? Pentru că, vezi tu, îmi imaginez că sunt judecător. Trebuie să decid acum dacă acest copil va sta la mamă sau la tată. Și eu trebuie să mă gândesc la diverse scenarii. Dacă aleg mama, oare cum va crește acest copil? Dacă aleg tatăl, cum va crește acest copil? Care este traseul lui? Trebuie să aflu mai multe despre mamă, trebuie să aflu despre tată, să văd cam cum poate arăta copilul de astăzi ca să fie adultul de mâine, să fie sănătos, să fie funcțional într-o societate care este așa cum este și să aibă fericire și o viață bună în față. Să știi că responsabilitatea este a judecătorului, doar că el nu știe consecința deciziei lui, din păcate. Adică ar trebui făcut așa o reuniune odată la 5 luni în care cele mai drastice, cele mai grele procese să se facă un feedback, da? Să se aducă la cunoștință, să se facă o întâlnire între judecător și părinții respectivi, uh-huh. Să se aleagă, pentru că sunt și părinți care se merg pe acord și atunci ei n-au ce căuta acolo, da. Pentru că e acordul lor, este înțelegerea lor și practic judecătorul n-a făcut altceva decât să pună înțelegerea pe hârtie. Însă responsabilitatea este într-adevăr a judecătorului, dar în detaliile și în factorii de alegere pe care tu i-ai menționat adineauri, judecătorul trebuie să analizeze mai mult părinții. Și noi, avocații, avem această obligație și sarcină să prezinți caracterul moral al clientului tău. Uh-huh. În spețele mele, în ultima perioadă, am avut foarte mulți tați. Și să știi că am avut tați de foarte bună calitate. Băieți tineri de 35-40 de ani, bărbați, care erau foarte implicați în procesul de creștere, doar că felul lor de educare era diferit de al mamelor. Însă acești tați m-au impresionat și am luptat pentru ei. Pentru unii am câștigat, chiar a fost o surpriză, am câștigat pentru că n-am prezentat viața copilului cu tatăl. Am prezentat viața adultului și viața adultului tată și viața adultului mamă. Am făcut un profil psihologic după care judecătorul să se ghideze. Cum se comportă, cum se manifestă mama și cum se manifestă tatăl. Aveam o mamă foarte rebelă și foarte
excentrică și foarte efervescentă, care și în instanță un pic a scăpat de sub control dorința ei, juca foarte mult teatru și a scăpat de sub control situația și și-a dat examenul chiar în fața judecătoarei. Pe când clientul meu era un tip foarte calm, adică el era foarte pașnic și era foarte rebelă. Evident că n-aveau ce căuta în aceeași relație. Și doamna judecător dădea așa din cap în timp ce eu vorbeam. Zic, de la bun început, chiar și divorțul acesta este de la sine scris deja, predestinat să existe. Însă în relația pe care o au acești doi părinți, haideți să analizăm comportamentul tatălui față de copil, comportamentul mamei față de copil și comportamentul ambilor adulți de astăzi din sală. Poate că acesta este cel mai relevant comportament al părinților din sală și al felului cum au răspuns ei la întrebări. Practic, două persoane, două părți în dosar, își pun întrebări reciproc și întrebările pot să declanșeze în tine o oarecare stare de anxietate. Nu-ți convine, poți să minți, dar se vede. Acum este foarte important, sau esența unei bune decizii constă și în pregătirea judecătorului. Și iar mă întorc la empatia lor. Ce învață judecătorii la școala de judecători, la Institutul Național de Magistratură? Trebuie să, ca să fii judecător de dreptul familiei, trebuie să înveți și psihologie. Să faci tu din sală profilul psihologic al acelui părinte care stă în fața ta. Să-l vezi tu cum ridică ochii în tavan când, și atunci îți dai seama că minte. Niște gesturi care nu are cum să-ți scape. Dar îl dau de gol. Dar era și un film psihologic cu un actor foarte frumos în care el analiza comportamentul, mimica fiecărei persoane. Și veneau la el foarte multe persoane, foarte mulți oameni civili care spuneau: vreau să analizez comportamentul unui președinte, al unui secretar de stat, ca să știu dacă minte sau nu minte când ține un discurs politic. Era un film foarte frumos despre chestia asta, mimica Lie feței. To me. Nu, cred că ceva știu de care spui și mie îmi place. L-am urmărit, da. Da. Acel, și actorul este actor englez, da, britanic, exact. Avea un accent drăguț. Bun, același lucru fac și judecătorii astăzi. Prin răspunsurile pe care părțile trebuie să le dea în instanță, judecătorul empatic, aici punctez, empatic, ar trebui să analizeze în tăcere așa discret comportamentul părții când răspunde la o anumită întrebare. S-ar putea să suplimenteze el întrebarea și poți să vezi cum se joacă cu mâinile, poți să vezi cum duce privirea, poți să vezi cum își caută răspunsurile. Dacă își caută răspunsurile, înseamnă că el atunci minte. Sau poți crea diverse situații astfel încât să provoci puțin, să vezi cum reacționează X, cum reacționează Y. Și atunci tu, ca judecător, ai putea să încuvințezi ca un minor să stea cu un părinte sau cu celălalt după propriile tale sentimente de atunci din sala de judecată. Unde îi găsim pe acești judecători? Sunt câțiva, eu i-am întâlnit. Sunt câțiva care fac acest lucru. Adică ei judecă după context, nu după carte. Pentru că fiecare familie are probleme atât de diferite încât eu nu le pot pune în carte. Și atunci eu trebuie să-i prezint judecătorului contextul. Cum s-a ajuns la ceartă, care este caracterul persoanei, ce fel de personalitate are fiecare adult. Mi se pare foarte relevant asta, pentru că, într-adevăr, copilul și ea și ceea ce vede la părinte face și el. Dacă petrece mai mult timp cu părintele X, face ce vede la părintele X. Dacă petrece mai mult timp la părintele Y, face ce vede mai mult la părintele Y. Deci, într-adevăr, caracterul celui care crește copilul trebuie analizat foarte bine, să știi că pentru că ce este părintele astăzi va fi și copilul mâine. Este caracterul, da. 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 Mă gândeam acum, în aceste minute care ne-au mai rămas, cam ce sfaturi ai tu pentru părinții care ne urmăresc în această seară, fie tați, fie mame, cei care poate sunt acum în cumpănă sau așteaptă un sfat de la tine, nu știu ce să facă, se gândesc la interesul suprem al copilului, că tot am menționat de acest lucru, și subiectul din această seară li s-a părut interesant și i-a intrigat puțin. Cel mai important sfat este să ceri sfaturi. Primul sfat. Chiar dacă vrei sau nu vrei să inițiezi o separare sau un divorț, vino la un specialist. Că e psihoterapeut sau că vii la mine,
pot să am niște ședințe cu o mamă sau cu un tată sau cu amândoi, să le aduc la cunoștință lucruri pe care ei nu le știu înainte de a intra în cabinetul meu. Știu sigur că nu le știu. Plusul meu de a ajuta pe toate părțile și pe toți părinții este că pe lângă drept știu și psihologie, pe când psihologul nu știe și drept. Și atunci eu pot să fac o paralelă. Ce se întâmplă dacă mergeți pe drumul acesta? Ce se întâmplă dacă mergeți pe drumul celălalt? Separare de asta războinică sau o separare pacifistă? De ce îi sfătuiesc să fac așa? Pentru că sunt foarte mulți părinți care vor, datorită orgolilor, să câștige niște lucruri pe care după aceea n-ar putea să le ducă. Și eu ar trebui să lupt pentru clientul meu, să câștig ceva. Eu pot să conving instanța, pentru că instanța mă crede pe mine și eu am puterea de convingere asupra instanței, dar după aceea ce fac eu cu clientul meu care a luat mai mult decât poate el să ducă? Și prefer să diminuez înainte dorințele lor, să învăț resemnarea, să învăț cât li se potrivește, care este nișa lor, uite până aici poți tu și să-ți răspund și la întrebarea de ce până aici poți tu. Pentru că am câștigat un program de vizită de 2 luni și mă sună clientul și zice, păi m-am plictisit, nu mai pot să țin copilul la mine. Adică am câștigat mai mult decât el poate să ducă. Da. Și atunci sfatul meu către cei care acum mă urmăresc este, înainte să inițieze, să-și găsească avocatul potrivit, dacă ei sunt gălăgioși, să-și găsească un avocat gălăgios, dacă ei sunt pacifiști, să-și găsească un avocat pacifist, așa, apoi să facă câteva ședințe de psihoterapie, să vadă ce se întâmplă. Eu am făcut ședințe de psihoterapie și fac asta cu foarte mulți clienți care sunt în dubiu. De ce le spun asta? Pentru că s-ar putea să se răzgândească în timpul procesului și să mă trezesc că la al treilea termen ei îmi spun nu mai vreau, m-am împăcat cu soțul. Și pe mine mă deranjează lucrul acesta pentru că e o muncă pe care eu o depun, o muncă de convingere, de moralitate și după aceea el vine și mă dă la o parte. De ce? Pentru că el nu era pregătit. Și atunci prefer să fac această pregătire înainte și cum îi spun clientului, îi spun și ție, să am client cu care să merg în instanță. Da. Că poate eu îi împac. Și atunci nu mai trebuie să demarez un proces întreg, și judecătorie, și grefier, și imprimare, și xerox, și toată munca mea de avocat și munca colegului meu de avocat. Știi, noi angrenăm foarte mulți oameni într-un proces de divorț și ne trezim după aceea, după 3-4 luni, dar noi nu mai vrem, că ne place unul de altul. Deci mi se pare lipsă de respect. Hai mai bine să facem câteva ședințe cu un avocat, psihoterapeut, să ne ajute, să ne învețe ce nu știm noi despre noi, că ei nu știu multe ei despre ei. De asta sfatul meu este să pună mâna pe telefon, să sune, să afle. Este atât de rușinos în România să te duci să citești cărți de inteligență emoțională, să te duci la cursuri de îmbunătățire a sinelui, să te duci la, cum se numesc astea, lansări de carte sau cercuri în care tu să te descoperi. Este extraordinar de rușinos, dar este atât de benefic. Mai rușinos persoană mai fie, îmi doresc din toată inima să cred că am început să frecventăm mai des astfel de locuri și să avem astfel de căutări, deoarece și dacă ne ajută. Pe ascuns, știi? Și dacă nu le-ar spune și dacă nu le-ar pune pe Instagram sau n-ar spune că au fost așa, dar măcar să o facă, să înțeleagă. Ca și cursurile de yoga, lumea percepe greșit yoga, dar după ce ajungi acolo și intri într-un retreat și te întâlnești cu alți oameni, la fel de inteligenți sau bine poziționat social ca și tine, îți dai seama ce bine e și cât de mult te ajută interacțiunea cu ei. Dar percepția aceasta de respingere a ideii de psiholog, de psihoterapeut sau de yoga, orice chestie de relaxare îi blochează pe oameni să facă pasul necesar. Ai menționat tu ceva mai devreme și vreau să mă întorc acolo, deoarece mi-a rămas în minte și mi se pare foarte important să punctăm, și anume, atunci când dorim ceva, să avem mare grijă să vedem de ce dorim acel lucru, cum ar fi timp mai mult, cere mai mult timp ca să petrec cu copilul. Vreau să am eu știu, foarte multe exclusivitate. Vreau să am multe weekenduri pe lună. Vreau să eu doar eu să mă ocup de copil. Înainte să urli și să strigi, să ceri aceste lucruri, să vezi dacă le vrei dintr-o dorință curată și bună. Și dacă, dacă poți. Pentru că dacă le vrei din răzbunare sau să-i arăți lui sau ei, dacă le vrei doar pur și simplu ca să dovedești ceva, dacă le vrei doar că te gândești că așa se așteaptă lumea de la tine ca să ceri acele lucruri, s-ar putea că la un moment dat să te trezești, după cum ai spus și tu, că e prea mult pentru tine, că nu poți să duci și că ai luptat poate un an întreg, ai cheltuit bani, ai angrenat și alți oameni în această luptă, pur și simplu ca să te trezești că, păi, eu nu trebuie să fac asta. Ai luat asta. Decizia din motive greșite. Da. Ca să-i mulțumești pe toți ceilalți din jur. Da. Și tu, și mai ales copilul, pentru că
credeți-mă, dragi telespectatori, copilul simte când dorești să petreci acel timp cu el sau nu dorești, când poți sau nu poți, când ai timp sau nu ai timp, și timp petrecut cu copilul nu înseamnă efectiv hai că stăm în aceeași casă și cam atât. Da. Timp petrecut cu copilul de calitate înseamnă mult mai mult decât atât. Da, timpul înseamnă că prima percepție pe care copilul o are față de timp este dorința tatălui sau dorința mamei. Tati vine să mă ia. Promisiunea tatălui niciodată să nu fie încălcată nici cu 5 minute. Deci nu știi câți copii au stat îmbrăcați la ușă și l-au așteptat pe tati și tati nu venea. Imaginez. Deci efectiv mureau de cald în casă, ei erau îmbrăcați că era iarna. Sau trebuie să vină tati să te ia și el întârzia. Și fetița zicea, mă duc cu tati la Disneyland, mă duc cu tati la mare. Și se făcea 9.30, 9.45, mama dădea mesaj, tatăl nu venea. Da? Deci timpul înseamnă promisiunea. Măi tati, mi-ai promis că vii la 7? Fă să fie 7! Da. Asta înseamnă timp pentru copii. Că după aceea stăm în mașină împreună, că punem iți-biți, că punem o poveste, că punem așa, că aplaudăm în mașină, că ajungem la sala de sport și tati și mami te aplaudă pentru că ai făcut exercițiu foarte bine, fie că e la dansuri. Iarăși, alt timp, știu că mă așteaptă tati, mă ia tati după dansuri. Îl întreabă David pe, o întreabă David pe Sofia, cu cine mergi? Mă ia tati de la dansuri. Ăla este timpul. Bucuria lor că pot comunica celorlalți copii cine vine la serbare, cine îi ia de la dansuri, cine îi duce la... ce face el cu tati sau cu mami în mașină, cum cântăm, înțelegi? Ăla este timpul. Așa e, copiii percep altfel timpul de calitate, activitatea în sine și cel mai important, promisiunea. Atât de supărați sunt copiii, asta știu din propria mea familie. Dacă i-ai spus copilului că vii la 5, vino la 5! Ține-te de promisiune, pentru că practic asta arată cine este adultul. Și după aceea înțelegem de ce au divorțat. Pentru că nici ei, frață, unul față de celălalt, nu își respectau promisiunile. Da. Chiar acum, când spunea aceste lucruri, într-adevăr, vreau să confirm și eu. Și chiar mi-am adus aminte de acum 3 zile, când îi promisesem lui Richard că îl duc la trambuline. Și a zis, duminica, la ora nu știu care, merge la trambuline. Deci m-a întrebat de sâmbătă, duminică dimineața s-a trezit iar, m-a întrebat, dar mergem, cum era? Să spun, știi ce, eu n-am timp astăzi, te duc mâine. Ți-am promis, dar nu se poate. Nu mai crede în tine. Nu mai crede și faptul că i-ai spus, îți promit că te duc și tu nu te-ai dus, pentru el e o mare dezamăgire. Este. E pur și simplu faptul că îi transmiți că nu mai poți să aibă încredere în tine, în ceea ce spui tu, în ceea ce rostești. Gândește-te pe viitor, poate chiar ai dreptate și poate chiar vrei să faci ceva pentru acel copil, nu mai crede. Și nu se mai îmbracă cu același chef, nu-și mai pune hăinuțele pe el, nu mai este entuziasmat, nu-ți mai răspunde propunerilor tale noi. E suficient să faci de 2 ori lucrul acesta. Da. Vezi de ce sunt foarte sensibili, vezi de ce trebuie foarte multă psihologie și empatie, vezi de ce vin eu acum și nu țip. Doar spun. Frumos, așa. Le spun judecătorilor să fie empatici, da, și să vadă contextul pe care eu îl prezint, nu neapărat cartea și gata, copilul este al mamei și pe tată lăsăm așa card bancar. Sincer, luăm pensia alimentară și gata, lăsăm card bancar. Dacă ar fi să pot să aleg, de exemplu, eu ce să facă un copil, dacă ambii părinți ar fi ok, mi-ar plăcea foarte mult să aflu că un copil își poate petrece timp atât cu mama cât și cu tata, pentru că noi de multe ori uităm importanța unui părinte în viața copilului. Mă doare foarte mult când văd cum părinții folosesc copiii drept arme și știu cazuri în toate țările și mă doare acest lucru când văd că nu las pe el să vadă copilul că lasă că îi dovedesc eu sau altfel. Noi uităm că un tată are rolul lui în viața copilului și o mamă are rolul ei în viața copilului. Dacă îl lipsim pe acest copil, îl privăm de aceste de lucruri, părinte, când va fi adult, nu doar că va conștientiza de ceea ce am făcut, dar nu cred că vom putea să reparăm niciodată lipsa aceea, dar și probabil sentimentele pe care le-am creat în inima copilului. Da. Ei ajung, iartă-mă de expresie, dar poate o să-mi dea dreptate că e o expresie acum în trend, handicapați emoționali. Da. Deci că dorința va fi imposibilitatea de a se atașa emoțional de cineva. Ei vor deveni posesivi, ei nu se vor atașa.
Atașamentul este una, posesivitatea este alta. Ca să nu mai, dacă le place unei fete cu părinți divorțați sau un băiat cu părinți divorțați și cu părinți de ăștia certăreți de care vorbeam noi astăzi, se îndepărtează de unul dintre ei și rămâne privat de prezența mamei, de prezența masculină sau feminină. În momentul când o fată de 25-30 de ani se va agăța de un bărbat, ea va deveni posesivă și va dezvolta o gelozie nejustificată și va dezvolta posesivitate și suspiciune. La fel și un bărbat se va agăța de o femeie și ea se va simți sufocată pentru că i-a lipsit atașamentul și afecțiunea mamei. Și într-adevăr, dar nu mai ține de părintele acela care a devenit vârstnic să le repare. Ține chiar de ei și ei singuri trebuie să-și repare ceea ce părinții le-a făcut. Dacă trebuie să certe pe cineva, trebuie să-i certe pe ei. Dacă nu, găsești înțelepciunea în tine și te raportezi la societatea din ziua de astăzi și te duci la librărie și citești cărți și te duci la cursuri până te repari singur. Și după ce te-ai reparat, să ai grijă să nu provoci exact aceleași răni copilului, dacă ai copil. Să ai grijă să nu provoci aceleași răni pe care tu le ai să le provoci la rândul tău. Pentru că e ușor să provoci o rană, mai greu e să o vindeci. Da, vindecarea este imposibilă aproape. Și în justiție și în medicină. Vezi, uite, un om, hai să luăm bună oară un accident la mână. Deci niciodată mâna ta, care o cicatrice după operație, că are o încheietură pusă la locul ei, dar tu vei simți întotdeauna cicatricea aceea acolo, lovitura, o vei simți. La fel este și lovitura sufletească, doar că ea nu este palpabilă. Hei. Și iată ce frumoasă expresie ai folosit și ce mult îmi place ceea ce ai spus, pentru că de multe ori noi părinții spunem, e, nu știe el, e mic, e, nu-l afectează pe el că e mic, las că va vedea când va fi mare. Total fals. Nu este deloc adevărat acest lucru. Chiar și cel mai banal lucru pentru noi, pentru copil, e de o importanță majoră și chiar îi povesteam Norei înainte să începem această ediție de o întâmplare cu un buchet de flori pe care a sesizat-o Richard, la care nici nu m-aș fi gândit, dar mi-a confirmat încă o dată cât de atenți sunt copiii la detalii și la cele mai mici banale lucruri pe care noi nu le luăm în seamă. Dar copilul vede, aude, înregistrează și mai apoi a doua zi încearcă să acționeze. Și reacționează. Și reacționează. Pentru că Richard al tău a reacționat. Da. Deci dacă în prima zi a dus buchet de flori învățătoarei, educatoarei și nu i-a dat apelativul mulțumesc scumpule și iubitule și el s-a simțit oarecum neglijat sau neluat în seamă și ceilalți copii au primit acest apelativ, el a trăit o suferință de astăzi până mâine. Și te-a rugat pe tine ca mămică să mai duci încă un buchet de flori ca să primească și el acel apelativ. Deci el de la vârsta de 4 ani 5 ani a făcut ieri. 5 ani, felicitări. E, el de la 5 ani a sesizat diferența că de lipsă de apelativ. Da? Așa că nu trebuie să ignorăm. Vocea copilului se aude. Vocea copilului. Tati, doar când sunt pe hârtia ta. Da, fetița aceea avea 6 ani, ca și Richard al tău, adică o diferență de un an de zile. Noi suntem noi în stare la 35 de ani să spunem ce sunt ei în stare să spună la 5 anișori. Așa este. Adică, ei ar trebui să fie dictonul nostru. Și să-i ascultăm, nu să-i băgăm sub preș. Dragilor, deci sfatul l-am spus, dar am mai vorbit încă 5 minute după el. Sfatul este să pună mâna pe telefon, să pună mâna pe carte, indiferent cât ești de trecut în viață. Pune mâna pe telefon și sună, cere, informează-te. Informația îți dă putere, informația îți dă liniște. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență, a fost o plăcere. Mulțumesc să deschidem toamna cu în așa plinătate, să deschidem toamna pentru toți părinții și copiilor și beneficiul cuvintelor pe care le aduc eu în viața lor. Și Doamne ajută să ajungă mesajul exact acolo unde trebuie. Exact acolo. Și la domnii judecători. Să deschidem toamna porțile judecătoriei cu o dorință. Empatizați. Doamne ajută. Da. Îți mulțumesc tare mult, Nora. Vă mulțumesc și eu. Dragii mei, vă mulțumesc și vouă. Alături de tine nu se încheie aici, ci o să luăm o scurtă pauză de publicitate, iar mai apoi o să revenim în platou alături de Sabina Georgescu și o să învățăm cum să ne pregătim garderoba pentru toamnă.
Thank you.
Am revenit în platou, dragii mei. Nu uitați că puteți să ne urmăriți și la televizor. Suntem pe toate rețelele de cablu din România și de asemenea puteți să lăsați comentarii sau întrebări sau părerea voastră despre subiectul nostru din această seară, intrând pe Facebook sau YouTube A7 TV. Începem cea de-a doua parte aici la Alături de Tine cu un subiect actual frumos și nu doar pentru doamne. Cred că o să discutăm puțin și despre bărbați. Se uită Sabina la mine, dar asta este. Acum m-am gândit că nu putem să discutăm doar despre doamne. Și anume, cum să ne pregătim garderoba pentru această toamnă. Am observat deja că s-a făcut mai frig afară. Cel puțin eu azi dimineața am ieșit cu o bluză pentru că era super frig, ploua și spre amiază mi-am dat seama că mi-este foarte cald și că nu am făcut foarte bine. Așa că poate mă învață Sabina ce pot să fac astfel încât să-mi fie cald, să-mi fie bine dimineața și seara spre seară să-mi fie un pic așa mai călduros, dar să nu mor de cald. Mă învață Sabina, trebuie să mă înveți tu mai multe. Bună seara, Sabina Cercescu! Bună seara, Alina! Mă bucur să te revăd în acest cadru nou. Ce să spun, toamna vine cu surprizele ei, cu capriciile ei. Știm că avem parte de o vreme mai călduroasă în timpul zilei și mai friguroasă dimineața și respectiv seara. De noapte nici mai vorbesc, atunci poate să fie cam frig. Teoria straturilor, adică de dimineață plecăm mai bine echipați. Și pe măsură ce ziua se desfășoară și trecem prin diversele activități, începem să scăpăm de trenci sau de jacheta pe care am luat-o de dimineață, de jacheta de piele sau de jacheta de flanelată sau croșetată manual, de ce nu? Da? Dacă vrem să etalăm și ceva, niște piese din garderoba familiei, de ce nu? Și atunci putem să accesorizăm o ținută office cu acest tip de jaghete care sunt de care ne putem dispensa la un moment dat. Iar către seară facem reversul. Da, nu facem cum am făcut eu. Mi-am luat un pullover dimineața, am zis e frig și mai apoi, după cum am zis la amiază, m-a prins căldura, dar n-am avut ce să fac pentru că nu am aplicat această teorie a straturilor. Deci luăm un tricou pe deasupra cu un cardigan, un sacou, exact, ceva. Un sacou cu umerii lați, nu? Dacă e să vorbim de... cum îți place ție să mă întreb așa, de tendințe și de așa, da, sau un sacou din acela cu umerii lați de anii 80-90, așa la început. Iarăși, croiurile foarte ample sunt comode și la birou, dar și pe drum. Mă rog, acum lucrurile nu mai sunt atât de fixate cu programul la birou, programul acasă, activitățile sunt oarecum amestecate pe timpul zilei și alergăm de colo-colo în diverse contexte și atunci trebuie să fim pregătiți să facem față. Dar cum să ne pregătim garderoba? Luăm, scoatem hainele subțiri, ce să facem cu garderoba noastră astfel încât să fie și ea pregătită? Păi, personal, de două ori pe an, fac shopping în propriul dulap, adică scot tot, verific ce mai este în stare bună, ce nu mai este, sortez, donez sau adaptez. Dacă am o piesă vestimentară care m-a marcat cumva sau a fost alături de mine în diverse situații și nu vreau să renunț la ea, dar observ, nu știu, o pată, observ că e descusută, recalibrez astfel încât să o pot purta în continuare. O adaptez la personalitatea mea și pot să îi fac diverse artificii astfel încât să o pot purta la potențial maxim în continuare. Deci luăm obiectele care ne sunt dragi, obiectele vestimentare și la care nu suntem încă emoțional pregătiți să renunțăm și le restilizăm cumva. Sau găsim, chiar dacă este o piesă foarte valoroasă din
din garderoba noastră, dar simțim că poate cumva s-a demodat, poate nu mai este de actualitate. Ne adaptăm celelalte piese, astfel încât piesa respectivă să rămână statementul ținutei și în rest să folosim lucruri mai actuale. Deci incorporăm și lucruri. Da, de exemplu, dacă am o geacă de piele veche, obzeacă, așa, o iau pe umeri și adaptez restul ținutei ca să nu pară că sunt dintr-un film din 89. Da? M-am trezit pe pământ în această perioadă. Exact, exact. Sau adaptez coafura, sau adaptez make-up-ul, sau adaptez pur și simplu încălțările. Deci ceva schimb astfel încât să pară cumva actual. Dar să mențin stilul și să fac o afirmație cu modul în care mă îmbrac. Deci acum, în perioada aceasta, când este un pic mai frig, toamna, ne mai folosim totuși și de obiectele pe care, vestimentare pe care le purtam și în vară, cum ar fi tricouri, și pentru că luăm ceva pe deasupra. În mod clar, nu aruncăm acum toată garderoba. Mă refer garderoba. Că le muți undeva, le pui, fiecare unde își depozitează. Deci piesele basic, cum sunt tricourile sau cămașile albe sau, o pereche de jeans, acestea sunt purtabile în orice sezon. Ceea ce este peste se modifică sau, după cum am zis, putem să facem diverse artificii astfel încât să fie actualizată ținuta, să fie pentru sezonul în care ne aflăm, pentru momentul din viață în care ne aflăm, da? Să nu rămânem cantonați în trecut, pentru că și asta poate să spună niște lucruri despre noi. Deci și hainele spun multe despre noi. Absolut. Păi sunt o parte din limbajul non-verbal pe care vrem, nu vrem, noi îl folosim. Deci când ne îmbrăcăm dimineața să ne gândim că și transmitem ceva. Absolut. Și e bine să transmiți ceea ce... e bine să ai control asupra ceea ce vrei să transmiți și asupra ceea ce vrei să atragi către tine. Mă gândeam acum dacă noi oamenii am ajuns totuși să punem prețul potrivit pe haine, și aici nu mă refer la partea financiară neapărat, știi? Ci la faptul că unii dintre noi poate am ajuns să tratăm hainele mai mult decât sunt ele, ca și cum și unii dintre noi am ajuns să le tratăm ca pe niște cârpe. Nu-i nimic, s-a pătat, arunc, cumpăr alta și așa găsesc la orice colț și la orice pas. Aici intervine și chestiunea de care se vorbește acum foarte des, de sustenabilitate, de a fi atent la modul în care este realizat, cât de etic este producția în sine a obiectului vestimentar pe care l-ai achiziționat și pe care ai ales să-l încorporezi în garderoba ta, pentru că în momentul în care alegi să te duci la o firmă de mass market și să-ți iei, să dai mai puțin bani pe un tricou decât ai da pe un prânz, de exemplu, este clar că cineva este exploatat acolo. Și sincer, și cumpărătorul este la rândul lui exploatat, pentru că nu îi se spune adevărul despre modul în care, modul total neetic în care sunt produse acele haine și cum ajung ele să fie la aceste prețuri derizorii. Deci dacă, uite, ar fi să ne întoarcem cu 20 de ani în urmă, când eram eu mai micuță, mi-aduc aminte... Nu se găseau așa multe și dacă aveam o pereche de blugi, Doamne, aveam grijă și știam că mi-e bună și la anul și la fel și cu tricourile sau bluzele. Cine are frați, surori, știe că ce era, rămânea mic, celui mare lua și purta următorul. Da. Nu prea se mai... Acum, se de asta pare am zis veni, că vezi adică că... deja discursul este în sensul ăsta de a... păstra cât mai mult, de a restiliza. Bine, din punctul meu de vedere și tu mă cunoști de foarte mult timp, eu am pornit la treabă având aceste principii, adică niciodată nu am făcut rabat de la ele și la rândul meu îmi sfătuiesc persoanele care îmi calcă pragul atelierului să aplice aceste principii simple care până la urmă prelungesc viața unei piese vestimentare în care au ales să investească, susținând astfel un designer local care muncește etic, da? Și nu este sclav, da?
Și în felul ăsta își pot prelungi viața acelor ținute și să aibă o abordare sustenabilă. Da, poate că nu e prea târziu să ne schimbăm mentalitatea în ceea ce privește vestimentația și mai ales hainele pe care le avem, că nu la voia întâmplării, dacă tot vorbim acum de schimbarea garderobei în perioada aceasta a toamnei, nu la voia întâmplării am adus și acest subiect în vedere, deoarece mulți consideră că dacă a venit un alt sezon, e momentul să ne cumpărăm alte haine, pentru că în anul trecut le-am purtat deja și că eu știu, nu mai sunt in, nu mai sunt în tendințe și chiar mă uitam astăzi, am purtat o pereche de pantaloni pe care o am de 7 ani și nu mi-e rușine să spun că în copor și în ziua de astăzi bine cum mă încape. Da, bine. Că mă încape, înseamnă că au fost și de calitate. Dar ideea este că de multe ori noi ne-am schimbat mentalitatea și ne gândim că suntem săraci dacă purtăm aceleași haine an la rândul sau dacă, eu știu, nu ne-am cumpărat ceva nou în acest sezon, că iată a început sezonul și trebuie să am ceva nou neapărat. Cumva nu mai punem atâta prețul adevărat pe haină. Cred că ar trebui să ne uităm mai mult spre sărăcia sufletului, dacă tot ne considerăm într-un fel săraci pe undeva, și să investim mai mult și pe partea asta, nu doar în ceea ce se vede. Da, eu personal am întâlnit de foarte multe ori această mentalitate, m-am lovit de ea și am contracarat-o spunând că dacă ai un stil vestimentar al tău, pe care ți l-ai format, ți l-ai definitivat, nu ai nevoie de un dulap plin cu haine, plin așa să dea pe din afară. Ai nevoie de câteva piese care să te comunice, care să nu te, cum să zic, să nu vadă lumea întâi rochea și să înțeleagă că este de firmă, de o anumită firmă, uh-huh, și să știe exact și cât ai dat pe ea. Deci, ideal ar fi să se vadă personalitatea ta, iar acea haină să fie doar un accesoriu pentru întreaga ta desfășurare. Pentru că tu nu ești doar aspect fizic, tu ești minte, ești suflet, ești comunicare, da? Deci nu, hainele sunt și ele accesorii, nu doar pantofii sau părul sau make-up-ul. Uh-huh. Așa cum am afirmat de fiecare dată. Ei, în ideea asta, a alege să investești o sumă de bani și să-ți iei multe piese, mulți preferă chestia asta. Li se pare că, ia uite, mi-am luat și așa, da, dar aia nu-ți stă bine, croiul ăla nu te avantajează, culoarea aia nu te pune în valoare, deci, per total, dintr-un maldăr de haine pe care le-ai luat, fără să te gândești aproape, ai rămas cu una, două pe care le vei purta. Da, o să rămâi cu una, două pe care le vei purta, tot așa, în diverse combinații, pentru că asta e, până la urmă, câte haine ai să porți. Ziua are 24 de ore. Bun. Și în oglindă, dacă te duci și alegi să investești într-o piesă, să ceri sfatul unui designer, unui stilist, să investești în piese care ți se potrivesc, care se așează bine pe tine, culorile să te avantajeze, nu vei mai simți această lipsă, această senzație că mereu ai rămas în urmă, că nu ai destule, că, nu știu, orice, trebuie să schimbi ceva. Trebuie să schimbi ceva, da? Foarte multă lume se duce imediat la aspectul fizic când e vorba de o schimbare. De ce nu cauți puțin că golul ăla vine din altă parte, nu vine nici din culoarea părului, nici din culoarea ochilor, nici din mărimea anumitor părți ale corpului, vine din altă parte și poate acolo ar trebui un pic investigat mai departe. Bineînțeles că e foarte simplu, asta e lucru care se vede imediat. Se poate schimba cel mai repede. Îmi iau altă mașină, îmi iau altă casă, mă duc într-un concediu, în fine, îmi iau haine de firmă și așa. Și categoric, da, astea se văd prima dată, dar... Deci dacă ne simțim triști, să nu alergăm la dulap și să numărăm câte tricouri avem și câte perechi de bluși, să ne gândim că ăsta o fi motivul tristeții noastre, ci să căutăm, să vedem dacă nu e ceva mult mai profund decât acest aspect, sau poate e doar vremea de afară, că uneori și vremea de afară ne influențează. Dacă plouă, n-ai cum să nu te simți un pic melancolic.
sunt persoane cărora le place foarte mult ploaia, care se simt bine atunci când ninge, deși și chestia asta este relativă. Întotdeauna nu putem judeca pe alții prin ochii noștri și prin modul în care privim noi lucrurile. Fiecare are alte istorie de viață, alte experiențe, în fine. Dar, într-adevăr, și mai e un aspect pe care cred că era... În trecut era mai accentuat, acum nu se mai pune accent pe asta. Oamenii nu mai știu exact ce presupune să-ți faci o haină, câte operațiuni sunt necesare, prin câte procese treci astfel încât să ajungi la acea roche sau acel sacou. Da? Uh-huh. Deci sunt o grămadă de etape prin care... Na. Da, chiar am fost în această vară într-o fabrică de încălțăminte. Eu am rămas, chiar la asta mă gândeam. Chiar am rămas surprinsă când am văzut pentru o singură pereche de pantofi câți oameni trebuie să lucreze și pe la câte utilaje a trecut, că chiar am făcut și un reels despre asta, l-am postat pe Instagram, pentru că m-a impresionat acel proces. Și pe trei etaje erau, întâi pielea, cum se alegea, se selecta, mai apoi sus, cum se curăța. Și am văzut prin câte mâini a trecut acea pereche de pantofi și nu-mi venea să cred și chiar m-am gândit, uite, de multe ori, noi nici nu ne gândim la acest aspect și nu ni se pare atât de important sau ne gândim, ce contează. Dar sunt foarte mulți oameni care își aduc contribuția în ceea ce privește un simplu produs, o pereche de pantofi. Și gândește-te că tu ai fost într-un atelier mediu spre mare, bănuiesc, dar sunt persoane care lucrează într-un atelier mic în care există unul sau doi angajați și normal că timpul necesar este mult mai mare, nivelul de atenție la detalii utilajele este mult mai mare. Așa performante, poate. Și atunci din asta există aceste diferențe de preț pe care consumatorul nu le mai știe sau nu mai vrea să le știe. Și atunci vorba englezului, sunt prea sărac ca să mă îmbrac prost. Deci mai bine un costum de haine pe an, da? Care să te țină mai mult și să arate impecabil pe tine, să fie croiul perfect pentru tine și să te pună în valoare, pentru că nu e despre până la urmă. Da. Iată cum, vorbind despre vestimentație și haine, putem să vorbim mai profund decât v-ați fi gândit, dragii mei telespectatori. Dacă aveți mesaje și comentarii pentru noi, puteți să le lăsați intrând pe Facebook sau YouTube A7TV și de asemenea vă readuc aminte că puteți să ne urmăriți și la televizor. Suntem pe toate rețelele de cablu din România. Dacă încă nu ne-ați găsit, dați o reconfigurare A7TV și acolo suntem. Vă spuneam și ieri că tare frumos ar fi să ducem și veștile bune mai departe și anume, dacă ați descoperit A7TV și vă place și ne urmăriți, spuneți și vecinului, prietenului, de ce nu, că există A7TV, că poți să-l urmărească de absolut oriunde și că poate să-și interacționeze mai ales aici la Alături de Tine. Revenim la tine, Sabina, și nu aș vrea să treacă această ediție și să nu te întreb ce noutăți mai ai și mereu te întreb în ceea ce privește activitatea ta. Ești fashion designer, tu și tu creezi. Chiar rochia de pe tine ți-am admirat, foarte frumoasă, a fost făcută mulțumesc de către mult. Tine. Mulțumesc mult! Cu drag! Eu am, după cum bine știi, m-am îndeletnicit toată vara, am lucrat la o nouă colecție pe care am publicat-o recent. Am denumit-o Project 38, mă rog, 38-ițe întâmplător și vârsta mea, mă rog, mi s-a părut că am trecut prin niște etape transformatoare anul acesta la nivel personal și cumva... Am fost trecută prin foarte multe stări, printr-un carusel de emoții și cumva asta s-a văzut și în ceea ce am lucrat, în ceea ce am propus. Și am dat acest nume ca să marchez cumva în istoria tuturor colecțiilor care vor urma. Probabil că acesta o să fie un proiect special care a marcat așa o etapă de devenire în viața mea. Am propus mai multe ținute, inclusiv pentru un început de toamnă sau pentru diverse ocazii. Am diversificat un pic, am mers pe nuanțe mai tari, pe fucsia, pe
verdele acela acid, neon, dantelă, combinații de dantelă cu piele, cu latex, astfel încât să există această dualitate în care mie, pe care, care pe mine mă inspiră de fiecare dată, dualitatea asta între bun, rău, sensibil, puternic. Contrastele. Da, contrastele, nu știu dacă neapărat se atrag, dar cumva se întrepătrund în ceea ce fac eu și rezultă ce rezultă, mă rog, judecați voi ce rezultă. Așadar, iată, o nouă colecție care este mai specială și mai diferită, mai spune. Cumva, da, bine, în fiecare colecție cumva trece și prin filtrul personal, pentru că nu ai cum să te desparți de chestia asta și nici nu aș vrea, pentru că consider că tot ce trăiesc are un rol și atunci se vede și în ceea ce crezi. Așa este, tot ceea ce facem noi și tot ceea ce trăim, dacă alegem să fim transparenți și să implicăm și sentimentele, nu se poate să nu se regăsească în tot ceea ce facem. Și tu asta faci, că ești artist. Ai zis nu că... pot altfel, am încercat, nu mă pot. Te înțeleg. Ai spus că în această colecție regăsim și ținute pe care le putem purta acum, toamna? Da, am pornit de la ideea că, exact cum am spus și la început, vremea în schimbare și faptul că temperaturile oscilează, este cazul să variem și noi ținutele și să avem și jachete și geci de fâș. Gecile sunt din fâș moale, nu supără, nu înțeapă, nu... Foșnește tare mult. Da, ok, foșnesc, dar dacă nu ai un microfon pe preajmă, e ok. Nu, se aude de la distanță că vii. A, înțeleg. Da, și, mă rog, ideea asta de faptul că frumusețea este în ochii privitorului și că nu putem judeca standardele de acum după standardele de acum 500 de ani. Nu putem merge pe ideea că ceea ce este acum totul este urât și doar ceea ce a fost în trecut, doar acele lucruri sunt frumoase sau din contră, doar ce e acum este frumos și invers, așa. Deci cumva conceptul de frumusețe este foarte amplu, la fel ca și cel de urâțenie, bineînțeles, în oglindă. Da. Deci, piese vestimentare versatile, cred că ăsta este cuvântul, viu colorate, ca să ne scoată un pic din ternul zilelor gri, care probabil vor veni în noiembrie, octombrie, eu știu. Ar trebui, imediat, deja am văzut frunze pe jos eu. Asta este mersul lucrurilor, până la urmă, da. Dar și piese sensibile, dantele, transparente, care pot fi purtate și cu căptușel și fără, deci cumva din nou acel element de adaptabilitate la personalitatea celui care alege să le poarte. Îmi place să ofer opțiuni. În momentul în care ceva este foarte strict, este clar că încerci să impui cumva o viziune sau așa. Ori eu nu vreau să fac lucrul ăsta, vreau să las la latitudinea celor care văd și percep și își doresc să poarte, să fie liber să facă lucrul ăsta în felul lor, să nu se simtă constrânși, să nu mă întrebe, dar cum se poartă asta, dar funda asta unde o pun, da? O trebuie să o pun sau nu trebuie să o pun, și intră într-un soi de blocaj când le zic că da, faci cum vrei, cum ești tu, cum te simți tu bine. Ok. Ce vrei să spui? Cum ce adică? Vrei să spui, da. Nu știi ce să fac, da, cu funda? Da, da. Păi tu ai făcut-o. Da. Eu pot să-ți propun N variante, da. Fă unele cum îți place ție. Da, exact. Nu pot să impun modul în care alegi să o porți la final. Este în funcție de tine.
Ei, iată, aveți liberă alegere, liber arbitru, ce vă mai doriți, dragii mei telespectatori. De altfel, tu dintotdeauna ai fost de părere că e bine să porți ce-ți place, nu ce se poartă. Da, dacă ești într-adevăr o... Dar să știi că și fashionistele pe care foarte multă lume le admiră sau le urmăresc, eu știu, pe diverse conturi de social media și așa, au un stil propriu, nu se schimbă după tendințe, nu se schimbă după fiecare sezon, nu le vezi trecând de la o extremă la cealaltă în două luni. Mm-hmm. Eventual își păstrează o linie. Exact, eventual incorporează un detaliu, o culoare. Și au un accesoriu în culoarea... Care este culoarea anului? Care e magenta așa, sau s-a schimbat? Se schimbă, da. Nu mai știu, n-am mai urmărit. Da, da. În fine, și prin asta, sau pereche de pantofi, sau un pic la make-up se modifică ceva, dar în niciun caz întregul aspect. Da, întregul look. Doar modelele profesioniste pe podium. Da. Dar acolo este situația de podium, acolo este situația de spectacol. Pentru că moda nu este despre haine. Moda contemporană este despre... Ce am spus? Că moda nu este despre haine, moda exact. Este despre spectacol. Exact, da? Așa. Credeam că am spus invers. Da. Nu, nu, ai spus asta. Dar cum adică bine. Moda nu este despre haine? Păi nu, haine se prezintă acolo. Păi se prezintă hainele. În ce context se prezintă așa? Hainele puse pe umeraj? Nu, sau pe cum? Un manechin și nici nu putem să ieșim cu ele. Și manechinul acela cum merge? Merge pe un podium, da, nu? Da, da. Și podiumul cum este? Este la fiecare prezentare la fel? Nu, la fiecare prezentare este diferit. Decorul diferă, deci un spectacol muzica acolo. Diferă, artiștii invitați care performează alături de modele diferă. Mm-hmm. De la sezon la sezon lucrurile stau altfel chiar și în cadrul aceleiași case de mode, pentru că se comunică altceva, se comunică alt concept, se comunică altă atitudine, da? Se explorează mai degrabă. Mm-hmm. Da? Deci nu neapărat, nu trebuie interpretat la modul că gata, s-a schimbat, trebuie să ne luăm toți încolonați, ne luăm indiferent ce vine pe bandă rulantă, toată lumea, da. De altfel, dacă ar fi să analizăm, cred că 80% din ce se prezintă pe podium nu poate fi purtat pe stradă, să fiu sinceră, am văzut. De asta spun, moda de pe podium nu este despre haine, este despre acel feeling pe care ți-l dă. Da? Deci odată intrat în acea atmosferă, bine, majoritatea dintre noi le vedem de pe calculator sau la televizor, da. În fine, deci nu suntem chiar acolo. Live acolo. Însă la momentul show-ului este cu totul diferit. E ca și cum ai vedea o piesă de teatru de acasă și una e să o vezi de acasă și alta e să fie acolo cu ceilalți oameni, simțind, aplaudând, este cu totul altceva. Ce poți să ne spui despre Galateca, dacă tot discutăm despre modă, haine și... Păi asta aș putea să o leg de faptul că am vorbit mai devreme de sustenabilitate și voiam să anunț pentru cei interesați, dacă sunteți din București sau vreți să ne faceți o vizită, weekendul acesta la Galeria Galateca se va desfășura Neo Galateca Fair, cu designeri aleși pe sprânceană care își prezintă lucrările lor sustenabile din mai multe arii, deci nu vor fi doar haine, vor fi și obiecte de decor, vor fi și obiecte vor fi și picturi, sculpturi, da? Deci merită investigat, merită să aruncați un ochi și dacă doriți dacă face ceva cu ochiul, puteți să ne susțineți demersul. Financiar. Adică puteți cumpăra acel lucru, încearcă să o spună mai... Puteți să vă cumpărați, domnilor, dacă vă place. Puteți să luați. Vă cumpărați, da. Sau să oferiți un cadou sau măcar pur și simplu să știți de noi în sensul ăsta. Pentru că foarte mulți, atunci când vor să cumpere un cadou, se duc la mass market și... Acolo poate nici nu e piesa prea potrivită sau poate nu e pe gustul persoanei respective, dar multe dintre aceste obiecte sunt și personalizabile și atunci lucrurile stau altfel, cred eu. Este deja al câtelea an de când particip și tu?
Al doilea, cred. Am intrat în al doilea. Da? Da. Bine, în perioada pandemică lucrurile nu s-au desfășurat chiar cum ne-am fi dorit. A trebuit să așteptăm așa câte o oază de... câte o oază fără restricții și să ne putem aduce ceea ce creăm să vă prezentăm. Că nu o facem cu alt scop, cu alt sens. Mă rog. Galateca desfășoară foarte multe proiecte în acest, în sensul sustenabilității și face o treabă foarte bună în a susține artiștii români și de pe toate palierele artistice, nu doar... Da. Uh-huh. Deci, cumva, aveți ce vedea. Deci, dacă vă aflați în București sau în jurul Bucureștiului și sunteți curioși să vedeți ce designer români, nu? Ce artiști români mai avem noi și, de asemenea, poate că vreți să descoperiți lucruri noi, ați aflat, puteți să mergeți. Dacă nu, cred că ai postat și pe pagina ta de Facebook informații, nu? Da, Sabina da, Georgescu, da. Așa te da, găsesc. Da, da, da. Și pe Insta și, oricum, rulăm acolo de fiecare dată când apare cât un proiect nou sau când facem ceva... de comun acord, postăm și încercăm să stabilim acolo un efort comunitar astfel încât să aibă amploare mai mare și să facem cunoscute lucrurile pentru care muncim. Acolo vom putea să vedem noua ta colecție? Cu siguranță, cu siguranță și v-am spus, nu doar eu voi fi prezent acolo, ci și mulți alți creatori și designeri din diverse domenii și vă las pe voi să decideți, să vedeți ce vă place, cu deci, ce plecați acasă. Dacă tot am vorbit de cumpărături și de faptul că uneori ne place așa la început de sezon să cumpărăm lucruri noi, dacă tot dăm un ban, eu zic să-l dăm cu cap, știi, de vorbă. Dacă tot cumperi ceva, cumpără înțeleg. Dacă aveți copii, în mod sigur sunt cheltuieli la început de toamnă, vai, în mod vezi, sigur. Mi-a dispărut zâmbetul, gata, m-am făcut și albă la față, eu nu vin. Nu, că știu că ies cu... doar să las portofelul acasă, să zic da, că da, 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 corect. Nu, nu, mi-a înghețat și zâmbetul, nici nu mai știu ce am de spus. Adevărul că Richard al meu... că n-ai început școala. A început grădinița, dar mi-e groază să mă gândesc. Deci eu n-am mai văzut, rar mi-a fost să văd așa, eu m-am gândit că poate mie îmi plac hainele sau Richard e de, deci dacă îi spui că îi cumperi jucărie, spune, yeah, dacă îi zici hai să-ți cumpăr haine, yes! Azi, da, da, să, da, e un, adoră. Un băiețel cochet, da. Este, îi place să se îmbrace, foarte își alege bine. Singur hainele. Să nu-l descurajezi, pentru că nu? Este, cum să spun, foarte multă lume interpretează ca grija asta față de aspectul exterior ca fiind o chestie adiacentă, ca fiind o chestie neimportantă, nu? Mai bine stai și înveți, mai bine stai și investești în educația ta și așa. Ok, și te duci și te duci la primul interviu, cum? Da? Da. Deci, cumva fac parte și lucrurile astea din dezvoltarea noastră normală ca indivizi, ca oameni, nu este nicio rușine să fii preocupat de așa ceva. Unii sunt mai mult, alții mai puțin, ca în orice. Important este să știe să-și aleagă. Da, e bine să își facă singur alegerile și să dezvolte acest stil propriu încă de la început, pentru că ai văzut ce greu e după aceea. Nu știu, mă gândesc dacă nu l-am încurajat prea mult când m-am prins magazin. Mă gândesc, mă, dar totuși eu parcă puțin l-am încurajat cam mult. Că și alege de la, deci nu mă lasă nici de la ciorăpei până la boxer, mai totul singur. Gata, mami, nu. Uite, mai ai un cuvânt, stilist da, în familie. A, mamă, să știi. Un, dar le alege și frumoase. Da? Și eu zic să nu-l, să nu-l dai înapoi. Nu-l dau, dar azi m-a surprins că am ales eu perechea de blugi cu ce să se îmbrace la grădii și mi-a zis că hai că de data asta ai zis bine. Okay. Ah, ok, deci ai o bilă albă astăzi. Deci, dragii mei, dacă și voi aveți fashioniști pe acasă, mergeți în weekend cu ei, lăsați portofelul acasă sau faceți ca mine, puneți doar 100-200 de lei, spui atâta am, nu mai am ce să fac, nu mai putem cumpăra, asta a fost tot. E un secret pe care l-am deprins, atât pentru mine cât și pentru el. Nu pun tot cardul și toți banii, pun câțiva cât vreau să cheltui și știu că acolo mă pot limita.
un secret foarte bun în ceea ce privește și sustenabilitatea și tot. Nu știu cât o să țină acest secret. Ține, la mine să știi că de ani întregi. Acum, dar... Zici la copil? Vom vedea, în viitor. A, tu știi că poate în viitor e mai mare. Situația nu va mai fi la fel, nu știu. Nu mă, hai să... Mi-a, doar ce mi-a reapărut zâmbetul. Măi, hai să vedem ce va fi. Să vedem ce va fi, nu ne hazardăm, nu. Dar rămânem deschiși la mai multe opțiuni. Acestea fiind spuse, iată... Că am discutat câte ceva, facem așa o recapitulare pe repede înainte, că mai avem 3 minute. Am discutat despre haine, am discutat despre suflet, am discutat despre sustenabilitate, despre ce puteți să faceți în acest weekend, cum să nu cheltuiți foarte mulți bani, v-am dat și eu un sfat, cum să vă încurajați copiii. Am zis foarte multe, o să te las și pe tine dacă vrei să mai punctezi ceva. Eu tot pe ideea asta pe care știi că am mers dintotdeauna și ăsta a fost mesajul meu încă de la început. Să considerați că aspectul fizic este important și că lucrurile pe care le achiziționați sunt acolo pentru a vă mări potențialul, nu pentru a vă submina, da? Și în felul ăsta să puteți să treceți peste toate problemele cu zâmbetul pe buze și cu înconjurându-vă de lucrurile care vă plac și având aspectul pe care vreți să-l transmiteți și cu care vreți să atrageți lucrurile bune în viața voastră. Foarte frumos! M-am bucurat tare mult să te revăd. Felicitări pentru noua colecție și te mai așteptăm. Mulțumesc foarte mult! Seară frumoasă! La fel, să ne vedem în weekend, nu? Cu mare drag! Doamne ajută cu timpul ăsta! Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și vouă, dragi telespectatori. Iată că s-a scurs timpul nostru aici. Am învățat foarte multe în această seară. Tot ce trebuie să facem, mai spun eu uneori, este că trebuie să mergem să și aplicăm, nu doar să învățăm. Numele meu este Alina Ilui Mureșan și vă dau întâlnire și pe Instagram, Facebook, până data viitoare, când, ce să vedeți, ne vedem tot la 7 TV, tot la ora 18, tot la Alături de Tine. O seară frumoasă vă doresc! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.